Salutare tuturor, ce mai faceți? Eu sunt Edru Tol și bine v-am regăsit cu un nou episod din seria noastră de Minecraft Royal Games. Suntem aici pe mapa Alaskan Village. Înainte să începem, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu cât mai multe episoade, nu ezitați și voi să apăsați pe butonul de like, să strângem cât mai multe pentru acest episod. Vă băieți, mi-a plăcut foarte mult ce a zis un tip în comentarii data trecută, că gen, data trecută chiar nu mi-a tăcut deloc gura. Adică, frate, am avut un chef mare rău de comentarii și asta a fost destul de ok. Mamă, deci iau tot armura tipului ăsta. Ok, suntem aproximativ full. Hai să ne ducem la tier 2, bă. Din păcate nu se mai face mai repede în CSG-ul, ceea ce e destul de trist, pentru că eu aș vrea să filmez acolo. Aici e destul de enervant, pentru că de multe ori e și lag în hit-uri and shit și na, e enervant, dar că să vă... Ok, hai, du-te la acest, fii băia bă. Du-te la acest ca să te bași repede și să scăpăm toți de acest skin, ok. Nu te duci la acest? Ești un prost. Uite, aici avea și sabie, dar, na, că să făm. Băieți, astăzi o să vorbim despre câteva subiecte. Am auzit, de fapt știu că, de exemplu, uite, eu miercuri nu fac școală, nu fac ore. Venim de la 9 la 11 și facem ceva, ne uităm la un film, comandăm pizza mamă. Deci ăștia au nerfuit rău de tot double-urile. E nașpa, adică, uite, efectiv nu mai găsești nimic în ele, ceea ce e destul de enervant și fucked up, pentru că, pui mei, nu știu, eu vreau să găsesc chestii bune în tier 2-uri. A, mă, ce e, mă, cu tine, mă, obositule? A, abate, cheese, please! Ok, bun, deci de acum când sunt aproape de moarte o să spun cheese, please, și nu mă întrebați de ce, adică efectiv mi-a venit pe moment. Ceea ce a fost destul de dubios, adică, what the fuck, am spus cheese, please. De ce aș vrea brâneză? Ok, să continuăm. După cum spuneam, noi o să facem o activitate, ne uităm la un film, comandăm pizza, mâncăm suc and shit. Mâncăm suc, da. Da, foarte logic, mâncăm suc. Deși ar fi trebuit normal să plecăm, doar că e vremea urâtă și așa. Nu știu ce faceți voi, chiar ar fi drăguț să-mi spuneți în comentarii ce faceți voi, dacă faceți, pentru că am auzit că ține de la latitudinea directorului școlii și, nu știu, eu sincer, în cazul ăsta în care ținea de director, chiar credeam că o să facem ore simple, dar rapare nu, deci nu e chiar atât de rău. Na, nu știu, adică de obicei noi nu prea făceam activitățile și așa, tot ce era zile libere din astea care nu erau obligatorii, nu ne le dădeau și na, era destul de nașpa, dar aparent e data asta ni le-a dat, foarte drăguț din partea lor, o să le mulțumesc toată viața pentru chestia asta, glumesc. Și na, nu știu, despre ce să mai vorbim, în curând sunt zilele orașului meu și de 3 ani încoace e mereu ploaie, frig și așa. Și nu că mi-ar păsa mie prea mult sau așa, doar că eram foarte curios ce se va întâmpla anul ăsta, pentru că s-a schimbat primarul cu un tip care pare ceva mai ok, I don't know, nu știu ce să zic, adică gen... s-a mai implicat în chestii și... Mamă, du-te, bă, dracu. E? Ce dracu? What the fuck? Ok. Chiar asta chiar a fost dubios. Oare avea nume Alper PVP? Ok, dracu, știe? Adică, sincer, chiar n-am înțeles chestia asta. De ce dracu s-a sinucit? Adică, m-a lăsat să-l omor. În fine, da, hai să mai fac un FNS. Aparent au reparat și ăștia chargerile la FNS, nu mai e ca înainte. Deci e destul de ok, hai să arunc toate porcările astea. Și, nu știu, chiar eram curios ce o să facă tipul ăsta. Dar, după cum ziceam, de 3 ani încoace e frig și ploaie mereu. Deci, când e zilele Bacăului, mereu fric, ploaie și așa. Și să ghiciți ce tot în ziua aia o țin de atâția ani. N-ar putea să o mute, adică frate, e singura zi din săptămână în care plouă și e frig. Și fix atunci e, deci nu știu câtă logică e în România asta de tare ciudat. Adică, nu știu, eu nu le înțeleg, adică de ce dracu mai face? Mai degrabă nu mai faci, pentru că ești destul de conștient că nu o să vină nimeni. Ok, suntem în deathmatch. Mă enervează textura asta. Hai să o schimb. Cineva prin preajmă, nu? Ok, hai să schimbăm cu una
mai de PvP așa periculoasă. Haide, te rog. Velo City, o punem pe asta. O pun doar acum pe final. Știu că de obicei gen, ori joc aceeași textură, ori nu schimb textura în timpul meciului, doar că vroiam să am o textură mai de PvP, mai smooth. Mamă, deci mă enervează arenele astea, frate. Era rău de tot. Eu știu, vroiam asta pentru că uitați-vă și voi ce smooth e. Îmi place foarte mult. Mamă, 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 ce andalul ăsta. Ok. RIP. Cam ușor, ok, ăia se bat acolo, ce fac, nu știu. Sabie de aer n-avea și el. Ok. Mai că deocamdată ne descurcăm bine. E, acum hai să ne ducem de tipul ăla și să terminăm și cu meciul ăsta. Mamă, ce-mi dă tipul ăsta, ok, l-am băgat în FNS. Da, e vreat, ok. Păi da, băbeți, cam atât a fost și cu acest episod din minunata noastră serie Minecraft Survival Games, dacă v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like, eu am fost Turtle și ne revedem data viitoare. Bata tuturor, pa, pa!